Întrebarea mea este de ce nu veni de pe rețea cu dimensiunea care trebuie? Era așa mare? Păi nu, 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 că nu era în rețea. Proiectul era cu bazin. Separat. Și bazinul ăla de unde venea? Nu, bazinul păi trebuie nu, bazinul era în casă mare. Dar nu e bazinul. Lăsați-mă puțin. Când s-a convenit să nu, mai, să nu fie bazin, de ce naiba nu s-a pus dimensiunea care trebuie? Ai trebuit din stradă direct până aici. Separată de ghivete și alte. Nu știu asta, nu știu să vă spun. Cine s-a ocupat de la primărie? De proiect? Da, cine? Otilia. Otilia? Otilia Dungan? Da. Trebuie să rămâne situația asta. Povară. Are voie să fie rântări la chestia asta. Numai puțin. Asta e conducta care vine... Asta e conducta care vine... Care alimentează. Asta pleacă în sistem aici. Asta nu e pentru hidrat. Nu e hidrat. E cu apă pentru noi. Sanitare. Văd că nu e. În niciun caz pentru... Asta da, și pentru hidrat. Deci trebuie să... Asta ține de primărie sau de proiectant sau de constructor? De cine ține asta? De ce? Țeava de aici? Până aici depinde de mine, de aici afară nu mai depinde de constructor. Depinde de primărie dacă... Cine a renunțat la bazin? Cum se renunță la bazin? Nu era prins în situația financiară și atunci s-a renunțat la bazin. Dar proiectul și aprobările se dau în baza acelui bazin. Prioritatea a făcut și bazinul. Păi da, nu era în situație financiară și atunci că s-a renunțat la el. De ce capacitatea era bazinul? Da, mare. Nu vei, nu mai țin. Bazin, cum spune, se poate arde un clip aia, așa că tot nu să luați și vă uitați și cum arde clădirea, doamne ferește, și nu ai ce să faci. Știu, sunt acord că trebuie. Spuneți-mi, vă rog, a fost prevăzut și generator pentru curent? Era, dar este notă de renunțare. Bun, și renunțare era prinsă finanțare sau nu? Era prinsă finanțare, dar... Cine n-ai ba să renunțe pentru cine? S-a renunțat la generator. Știți că este notă de renunțare? Nici nu era pentru prin. Am verificat proiectul de modernizare a Familiei Culturale din Brexăul Mare, unde, din păcate, ca peste tot, deficiențele sunt maxime, s-a renunțat la un bazin de apă în cazul incendiului, s-a renunțat la multe alte lucruri care nu trebuiau și să se renunțe, erau în cadrul proiectului, nu erau eligibile, trebuiau plătite de primărie, s-a preferat renunțarea la câteva lucruri esențiale în cadrul proiectului, dar, din păcate, cheltuielile, dacă ar fi fost făcute cu cap în alte zone, ar fi fost bine, dar cheltuielile au fost direcționate pe nimicul, în detrimentul siguranței la Comunul din Brexăul Mare. Am dat dispoziție doamnei care se ocupă de proiect să revenim la acel bazin pentru apă, să-l cumpărăm și să-l montăm ca totul, siguranța de fapt să fie asigurată. Dar care sunt riscurile cauzate de lipsa investițiilor care nu s-au mai făcut? În cazul ăsta cu bazinul pentru apă, bazin de, am înțeles, de vreo 20.000 de litri, imaginați-vă că vara, cum nu e presiune, deocamdată cel puțin, în Brexăul Mare, izbucnește un incendiu la cămin. Dita mai investiția se duce pe apa sâmbetei sub privirea noastră, pentru că lipsește un bazin de apă.